Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, cercetam ieri internetul, cum îl mai cercetez eu uneori, și am dat peste un studiu care mi-a atras atenția. Așa. Respectiv, ce caută cetățenii pe internet când vor să slăbească? Mm. Respectiv, rețete de slăbit. Cum a slăbit Luca pastia? Una dintre temele noastre predilecte. Aia nu se mai întreabă nimeni, că a trecut prea mult timp atunci. Și s-a uitat. Și am aflat cu surprindere că au apărut, să știți, modele noi. Da. De regim de slăbit. Și vreau să vă propun câteva dintre ele, atât vouă cât și ascultătorilor noștri. Luați un creon de la radio. Chimic. Scoateți o hârtie și scriți. Între timp, prieteni, pe voi vă întreb dacă ați ținut vreun regim modern în ultima vreme și dacă a dat rezultate și ce gen de rezultate a dat. Dar stai puțin, care e regimul arhaic și care e regimul modern? Moment, dați-ne de veste la 0728 3 de 1, 3 de 2. Ce regim ați ținut și ce rezultate ați avut? Nu da. Mi începeți cu oză un pic cu ăla e pe cap de listă. Acum se fac niște injecții cu o substanță care te ajută cumva să slăbești. Este pentru oamenii bogați, cum ar veni. Se găsește foarte greu, toată lumea caută. E Sfântul Graal al grașilor. Și nu e recomandat oricum. Și nu e recomandat că nu se știe exact ce efecte adverse ar putea avea, spre deosebire de toate celelalte diete, despre care știm tot la fel că nu poți anticipa ce efecte vor avea asupra organismului nostru. În general, e bine să nu ținem nicio dietă și să slăbim cumva, fiind mai atenți cu ce mâncăm, punct. Ca mine. Da. Dar revenind la ceea ce am căutat, iată ce am găsit. Dieta cu lapte. Dieta cu lapte, după cum îi spune și numele, constă în mult lapte și lactate. Și dacă ai intoleranță, rezolvi, slăbești de n-ai aer. Da, da, dacă ai intoleranță, te orientezi către o altă dietă. Și poți să citești foarte mult. Poți să folosești lapte de cocos, lapte de migdale. Nu cred că poți să folosești. Nu, stai cu lactate de alea ca lumea. Nu, e lapte. E lapte de vacă, ai intoleranță, stai pe WC-ul toată ziua, citește și culturalizezi și slăbești. Cred că e mai mult decât să stai pe... Da. Regimul ăla hiperprote... adică cu foarte multe proteine, care a dat rezultate la mine, îl duce aici într-o extremă că îl ții numai în lapte, adică ca să te ia și capul. Și practic, cercetătorii americani au descoperit că aia care consumă 3 tipuri de produse lactate pe zi, da? Au pierdut în greutate mai mult de cei care nu mănâncă lactate deloc. Frate, mai bine mănânci lapte decât să nu bei lapte deloc. Dacă nu bei lapte deloc, te îngrași. Dacă bei 3 feluri de lapte pe zi, nu, cu produse lactate. Lactate, da. Adică merge iaurt, chefir, iaurt, sana, chefir, toate alea, lapte bătut. Nici nu trebuie să ai intoleranță la lactoză ca să stai pe toaletă toată ziua dacă... Și fiți atenți cum e asta. Ai așa. Ia. Durează 9 zile toată șmecheria. Ești nebun. Primele 3 zile consum lapte cu 0% grăsime. Asta mi se pare deja bătaie de joc. Așa. De la robinet. Cât vrei, zice, cât vrei. Îți dai seama, normal. O să pui. Fără zahăr, fructe, altceva, da? Mă, 0% e 0%. Hidratez. 3 zile. Deci 3 zile o ții langa, bei lapte sau iaurt sau ce vrei tu cu 0% grăsime. Deci și ai voie. Poți negru, numai apă. Nu, ai voie de 3 ori pe zi câte o felie de pâine neagră prăjită. Ca să ai ceva fibre, să nu, știi ce zic, să te țină legat fibrele alea. Și pe urmă, alte 3 zile poți să consumi legume fierte sau înăbușite sau salate. Ai voie conopii de ciuperci, andive, orez, păstârnac, dovlecei, ceapă, varză albă, țelină. Capul deci, meu. Bombă, mănânci legume de astea cu lapte. Steaua mea. Exact. Ai alt regim. Și după aia mai mănânci 3 zile lapte și ia-ți banii. Și ai murit. Și zice că ar fi bine după aia măcar 5 zile să stai liniștit. Adică să nu... Deci nu-l ții langa, știi? Mai faci o pauză 5 zile și pe urmă, dacă vrei, ți-a plăcut, o mai e o dată. Și pe urmă, următorul regim care mi-a tras atenția este dieta cu o fierte. Ia zi eu pe asta. Slăbești 10 kg în 2 săptămâni. 2 săptămâni. Așa. Hai că mă bag în timp la Crăciun. Mănânci numai ouă. E un regim cu rezultate rapide, da? Și, bineînțeles, se bazează pe ouă fierte, după cum îi spune și numele. Mănânci ouă, nu? Și zice așa, la micul dejun, azi, minimum 2 ouă. Eu când eram mic, mi-e dădea, m-ardeau ăștia, cred că era păcăleală, că era sărăcie, când dădeau 2 ouă, odată la, eram fiert pe ochi. Și îmi făceau 2 ochiuri și a doua zi nu mai dădeau, că ziceau că așa e, că cu ficatul, că nu e bine. Da, da. Și ziceau măcar o zi pauză. Dar ai încercat să înghiți o întreg fără să-l mesteci? Nu. Why? De amuzament. Nu. No. Okay. Tu te-ai amuzat așa? Am văzut un film.
Și zice așa, cold hand, da. Deci la micul dejun mănânci două ouă împreună cu o porție dintr-o legumă fără amidon, cum ar fi roșiile sau șparanghelul, și un fruct cu conținut scăzut de carbohidrați, cum ar fi grapefruitul. Deci mănânci două ouă, grapefruit și asta roșii, la micul, da? Dejun. La prânz, ouă, legume fără amidon și ouă, ouă, da? Dar ai voie și o porție mică de pui sau pește dacă ți s-a luat de ouă, da? Iar la cină, tot aia. Ouă. Deci ouă, pui sau pește. După 10 zile, dacă vezi legume ouă, fără sar amidon pe fereastră. Auzi, așa s-au inventat cofragele alea mari de ouă. Așa cred. Pentru... Da. Dietele astea. Da. De asemenea, zice să faci o pauză după aia, că nu e ok. Da. Pe urmă, e regimul Netman, supranumit și dieta de numai 4 zile. Care ce zice? Asta e 4 zile mai interesant. Și pe care, la rândul meu, aș numi o dieta miliardarului, că e bazată pe antricoate de vită. Și asta s-ar putea nou aici, în deșteptarea, să ne placă foarte mult, deși va fi un efort bugetar semnificativ. Da. Vezi că mai puțin, ia zi. E în felul următor. În ziua 1, la prânz mănânci friptură de vită la grătar, fără grăsime, adică salată mușchi verde cu roșii la discreție și un măr. La cină, două ouă fierte tari. Mai e ouă din dieta trecută. Fasole verde și jumătate de grapefruit. Văd că n-are mic, are mic dejun. Micul are dejun e același în toate cele patru okay zile și ne-am țărit peste el pentru că e trist. E o cafea sau un ceai, fără zahăr, evident, și jumătate de grapefruit. E foarte interesantă combinația. Deci mănânci jumătate de grapefruit sau de portocală și asta. În ziua a doua, friptură de vită fără grăsime, salată verde cu roșii, un măr, două fierte fasole verde, nu știu ce. În ziua a treia, friptură de vită la grătar. Deci, practic, în fiecare zi... Zici ori patru? Nu. Surpriza în ziua 4, când friptura de vită la grătare la cină. Deci acolo te e șocul pe care îl dă organismul. El s-a obișnuit 3 zile cu friptură de vită la prânz și în a patra ai la cină. Și acolo te tulbură și slăbești din tulbureu. Și mai era o rețetă de asta de slăbire, rețeta care e foarte interesantă, rețeta balerinei. Okay. În care dieta balerinei zice să mănânci ce mănânc, și zice ce mănâncă balerinele. Alimente permise în dieta balerina. Ouă, pui, fasole verde, cartofi, afine și pește. Mamă, îți dă cartofi? Da, că ești care are nevoie de energie, balerina. Și mai mănâncă și cartofi. Ce nu mănâncă balerina? Ce nu mănâncă balerina? Ce nu mănâncă balerina? N-aveți timp. Ne spui după știri? Nu mănâncă nimic altceva. Ne spui după știri ce nu mănâncă balerina? Da. Asta este și mai era dieta scandinavă, dar într-un alt episod. Fă-ne o surpriză, măi. Uți mai zine cu dieta aia scandinavă. Eu am alte probleme, da. Eu m-am cum se cheamă? Branduit profilat. Nu branduit, măi. Reconversie profesională. Reconversionit. Așa. Și nu mai sunt cu știle din sport, alea sunt un job secundar. Acum sunt cu entertainmentul ăsta. Ia. Și de vorbeam mai devreme despre rețete de slăbit pe care le caută cetățenii pe internet. Deci care cumva sunt la modă și am vorbit despre dieta cu ouă și dieta cu lactate. Înțeleg că am primit multe mesaje la dieta cu ouă. Sunt foarte multe mesaje la toate dietele. Da. Cineva ne spune că dacă faci dieta cu ouă, la sfârșitul dietei cu ouă, tu poți să duci ficatul la Antipa. Asta, da. Într-adevăr. Iar în ceea ce privește aia cu lactate, altcineva, Costel, zice că la dieta cu lactate cred că n-ai curaj nici să tușești. Exact. În perioada dietei. Mai avem foarte multe mesaje cu experiențe serioase ale unor ascultători care au slăbit 20 de kg, 30 de kilograme cu fel de fel de diete. Din păcate, n-avem timp să le expunem la radio experiențele, că sunt lungi și detaliate. Mai avem o variantă foarte bună pe care am primit-o de la Dumitru, care ne recomandă dieta de la Spitalul Județean Constanța și zice că în 10 zile slăbești garantat și fără efort. Ai sănătate. Și mi-a plăcut de asemenea sugestia pe care ne-a dat-o Bogdan. Da. El vorbește despre dieta cu grapefruit, în care poți să mănânci orice, numai grapefruit nu. Așa place e dieta asta cu grapefruit. Și am primit de asemenea mesaje că au fost oamenii curioși, că spuneam că mai aveam în plan dieta scandinavă și n-am mai avut timp de ea. E cu herring murat. Nu. Hai să râzi, asta e o dietă foarte interesantă, evident creată de un dietetician, de Suzy Wengel. Este preferata vedetelor, se zice. Da. Presupune mult pește, ouă și brânză. Da, adică tot așa, multă proteină. Și aici șmecheria e că se porționează cu căușul palmei.
Da? Okay. Sau, mă rog, ei zic cu pumnul, dar n-are cum cu pumnul, că, de exemplu, trebuie să mănânci o felie de pâine care n-are legătură cu pumnul. Uh-huh. Și fiecare masă trebuie să constea în porții de 4 tipuri de produse de mărimea unui pumn, a unui căuș, da? Uh-huh. Câte unul de proteine și carbohidrați, da. 2 de legume, da. Și o lingură de grăsimi. Asta mie mi se pare fabulos. Că practic mănânci tot toate. Poate îți dă ulei de la de pește, care are omega 3. Și uite, îți dă un exemplu de mic dejun. Două căușuri de roșii, sherry și mazăre. Da. Nu ne vorbește roșile despre sunt gătită mazărea. Roșiile cherry sunt tradiționale. În Scandinavia cresc pe garduri. Că au zis scandinavă ca să te agațe că sună de bine, că nordicii sunt, da, miștoși. Sunt ca mărgelele. Nu știu mazărea, dar pentru alelalte... Proteină o porție, două ouă. Ceva, deci nu mai slăbi fără ouă. Nu vrei slăbiște ouăle, sunt cheia, practic. Carbohidrați, un pumn, respectiv o felie de pâine. Da. Da? Și o linguriță de grăsimi în cazul de față unt pe care îl pui pe pâine. Plus o ceașcă de cafea sau... Deci un mic dejun bombă. După care la prânz ai morcov, castraveți, ardei, roșii sau ciuperci, tot așa, doi pumni. Da. Unul de proteină, care poate fi pate, o bucată de bacon. Mie mi se pare că asta e cu, de dietă cu bătaie. Da. E prea mulți pumni. Asta și trebuie să te speli pe mâini tot timpul. Da. Când să măsori? Așa. Gata? Vrei și cina? Da. Dar cum să nu? Bine, la prânz ai și o felie de pâine, ai băltă în cuie și o linguriță de brânză în cazul de față pentru grăsimi. Iar la cina ai două porții de legume, morcov, pătrunjel, sparanghel, proteină, carne, 60 de grame, asta intră într-un pan. Auzi, mă, dieta asta scandinavă nu te supăra, deci pe cuvântul meu, acolo ești așa, noaptea e foarte lungă, dacă nici nu mănânci, e și băutura scumpă. N-are mă legătură, n-auzi. Și stare, cum poți să trăiești așa, mă, băiatul? Ea nu ții în regim. Eu n-am văzut scandinav gras. Serios. Păi, dar nici n-ai cum să te îngrași, mă, la ce vreme. Hai, mamă, și eu acolo. Nu, te, nu vreau să vezi scandinav gras. Fenta, da, e că la cină carbohidrura. Carbohidrura? Glumesc. Așa? Carbohidrantul. Carbohidratura. Nu e pâine, ci este un pahar de vin. Așa. Hai, mă, că mai vii de acasă. Practic, așa, după ce toată ziua ai mâncat așa mai deslăbit. Uite, cineva spune că în Danemarca nu știi ce pâine au ei, nu vrei să mănânci. Nu vrei, nu vrei. Și peștele în saramură e dulce. Normal că nu mănânci. Dar nu vrei să... Pentru ascultătorii noștri care au trăit în zonele scandinave sau care trăiesc și ne ascultă din Scandinavia. Așa. Ați mâncat vreodată pește de la fermentat? Ați văzut vreun gras? Schürströmming îi spune. Herring, știi că e Schürströmming? Așa. E o chestie suedeză, am văzut. Se pune niște conserve cu tablă de tank să nu explodeze. Băi, am văzut. Și n-ai voie să desfaci decât afară, pe malul mării, sub apă. Ceva de genul ăsta. Așa că sunt niște filmulețe cu unii care deschid conservele alea. Da. Sunt, ele sunt haioase așa, dar cred că stau prost cu stomacul băieții după ce filmează. Asta e o altă chestie. Te întreb cum au ajuns să mănânci așa ceva. Știi că ne întrebam cum a... Primul om care a mâncat durianul. Da. Ia uite, miroasea... Hai să băgăm în gură. Cred că o licuță de foame. Heringul ăsta... Păi băi, deci heringul ăsta este fermentat în sensul că este lăsat să putrezească în apă ușor sărată. Așa. 6 luni. Deci, primul suedez care a mâncat așa ceva, 6 luni și-a scăpat, a uitat de un pește. A uitat de un pește, da. Într-o găleată cu apă pe malul mării, de fapt, că așa s-a întâmplat. Și după 6 luni a trecut acolo, a simțit de la un kilometru că miroase a Schürströmming de ăsta și a zis, ia să încercăm. Ce poftă mi s-a da. Cum poți să mănânci așa ceva? Marian ne-a trimis mesajul, vând ouă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.